Salutare băi frumoșilor și bine v-am regăsit la un nou episod del micuț acolo din Brazla sălbăticeilor din al doilea sezon. Sigur, cum să nu? Rock'n'roll. Băi fraților, v-am spus eu de data trecută că trebuie să mergem să luăm niște iron, că mergem la minerit astăzi. Băi, parcă aici să zic că era pește, da, aici era peșterica asta. Trebuie să mai luăm și niște astea, că nu prea avem torțe și nu mai aveam nici cine știe ce cărbuni. Oricum ar trebui să mai luăm noi cărbuni, dar zic că poate din ăștia luăm mai târziu, după ce ne facem și noi târnacopul ăla de diamant, că vedeți, uitați-vă și voi cât de greu se sparge. Am mai pierdut, am uitat să vă spun data trecută că am murit. Bă, sincer, nu prea a fost vina mea. Efectiv, nu mai în nota asta. Mi-e notat, dar mi-e notat greu, gen. Fără, nu, apăsam control și apăsam degeaba. Aveam și mâncare, aveam și tot, nu înțeleg ce s-a întâmplat. A fost, cred că a fost un mic bug. Și din cauza asta nu... Am murit, m-am înnecat pe sub, că fugeam după o pisică. Și pisica aia, bine, fugeam după pisica, e impropriu spus, voiam să iau pisica, am fugit după ea și nu aveam pește. Și am coborât în apă să iau niște pești, că știți foarte bine că nu avem undiță pentru moment. Și am murit. Și am pierdut iar levelul. Știți foarte bine că mai strânsesem și noi un pic de level acolo. Nu era cine știe ce, dar era bun. Pentru moment mergea. Ia uitați, Enderman. Nu știu, ăla lor fi bufat, e mai prost, e mai bun. Acum nu cred că ne bate de-al încolo. Că avem și noi armură la început, e nasol. Și pe hardcore iar la fel, până nu-ți faci armură de diamond, de cam... cam greu. Bă, dar nu-mi place cum e peștera asta, sincer. Mi se pare nasol rău. E foarte bântune... Mă! A, nu mai am torțe. Mă miram, bă, ce are mă de nu merge? Dai-mă drumul de aici, băi, băiatul. Tu nu știi cu cine vorbești aici. Așa, să facem niște torțe, că mă miram eu de ce nu mai pot. Credeam că poate nu merge să punem pe gravel, dar n-avea logică. Deci, bă, e și sărăcuț așa. Deci atunci aveam noi noroc ceva, mă. Știți foarte bine că vă ziceam că mi se pare că găsim foarte multe resurse, dar cred că am avut noroc, efectiv. Că acum văd că, din potrivă, parcă ironul pe aici e... Sau acum să fie ca un fel de zăcăminte, ceva? Să fi făcut ăștia, să găsești mai puțin într-o parte, mai mult în altă parte, chiar nu știu. Pe bune că nu știu. Hai, mă, mori, bă. Acum măcar merge să pui torțe și cu sabia. E un lucru ok. Am mai făcut eu niște curățenie, dar n-am făcut foarte bine, în inventar mă refer. Și să sperăm că ne ajungă ăștia. Uite că am început și noi să mai găsim. Vreau iron mai mult pentru că v-am spus trebuie să dăm la villageri. Și oricum trebuie să mai rămână și mie ceva, că nu vreau să mă trezesc fără iron. În cazul în care am nevoie urgent ceva, să stau, bă, știi, Sebi, că nu mai avem iron. Mă înțelegeți voi pe mine, trebuie să mă înțelegeți. Că nu se poate altfel, sigur, cum să nu. Băi, fraților, apropo, în cazul în care încă n-am făcut eu videoclipul special, cred, adică pentru moment încă nu l-am făcut când filmez eu ăsta, dar poate o să-l integrăm cumva, nu știu. În orice caz, nu uitați să intrați pe Streamcraft, pentru cine știe, cine a auzit deja, și să dați și mie acolo un follow la Sălbaticul Sebi ca să ne pregătim deja, ca să zic așa, de ăstea. Puteți să lăsați follow, știți. Când, pentru că cred că o să vă trimită notificare, sper că o să vă trimită notificare, așa ar trebui, atunci când vom începe live-urile și dacă doriți, desigur că nu vă obligă nimeni, v-am spus, o să vă explic eu cum și ce, dar într-un videoclip sau într-o secvență în care o să vorbim doar despre chestia asta. Acum eu v-am făcut așa ca un mic reminder. Ia să vedem. Ăla e. Băi, deci urâtă rău peștera asta, v-am spus deja. E foarte... Și ăștia mă enervează, creeperii ăștia, de-abia aștept să-mi iau knockback-ul ăla și să-l pun pe sabia. Ați văzut că avem knockback pe... La cine avem, mă? La librarian, dacă nu mă înșel. Pune-mă torță întâi. E foarte nasoală că e așa dâncă și după nu-mi prea să nici vin minereuri, cine știe ce, nu știu, nu-mi place. Opa, iată, o treia. Și aici e nasol. Așa. Bă, aia, ăsta gold chiar nu prea avem și... Ba, mi se pare că am luat ceva, dar nu prea mult. Și ne cam trebuiește și gold-ul pentru diverse chestii. Bine, că putem să luăm morcovi de aur și chestii pentru căluți, să-i mulțim de la... Bine, că morcovi de aur oricum nu e ce-ți trebuie, un ăsta golden eye note și nici ăla complet, ca să zic așa. Dar e bun de luat. Ia uite-le. Alt ăsta. Mă mănâncă piciorușul. Băi, hai că găsirăm un pic, dar... E mai puțin decât în partea cealaltă. Băi, ia să luăm și... Luăm și lapisul lazuliu pentru că de asta chiar nu știu dacă avem. Parcă am găsit noi odată, dar nu prea mult. Și o să ne trebuiască, pentru că, na, ușor, ușor o să facem și noi și astea enchanturi. De
Bine, deja putem practic să începem cu enchanturile, doar că nu prea avem level, că am murit ca prostul. Că o să luăm curând ăsta. Eu de-aia nu vreau să folosesc, că momentan nu avem diamante așa să ne scaldăm în ele, ca să zic. Și plus că o să trebuiască să-i punem ceva, că dacă luăm ăsta târnăcop de diamant și nu are nici protecție, nici eficiență, nici nimic, oricum nu e, nu facem mare, mare scofală. Așa că, ah, what? Ok, aia credeam că să o distrugă. Se pare că nu. Foarte multă apă, deci foarte urât. Foarte urâtă peștera asta, nu știu, nu-mi place de nicio culoare. Ia să vedem. Na, nu avem noroc la diamante cumva pe lângă lava aia. Aoleu, trebuia să opresc eu apa asta acum când stau aici. E nasol că chiar mergi greu cu asta. Ia să mergem în sus. Dar nu știu ce am putea să mai găsim și pe aici. Oprește-mă porcăria asta de apă. Iată niște gold. E bun și asta bun. Vreau să încerc o chestie. Am înțeles că pe Andrew l-au bătut Iron Golemii și știu că Iron Golemii din sat, în cazul în care te ai rău cu satul, omori villager și chestii, o să-ți dea... Uitați-vă și voi cum explodează ăștia, fără nici măcar nu mă ating. Deci, vedeți? Dacă treci pe lângă el, gata, a explodat. N-a pus să scapi din raza lui. Așa, și te bat ăștia Iron Golemii. Sunt curios dacă e Iron Golemul tău, practic, spamat de tine, tot așa se întâmplă? N-ar trebui. Adică, cred că mă gândesc că poate dacă e în sat, e considerat ca și cum ar fi Iron ăsta, Golemul village-ului. Deci, nu știu ce să zic. E posibil, nu zic nu. Opa. Sunt și niște scheletonski. Bă. Nu-mi stă bine mâna pe ăsta, pe mouse, nu știu, și eu uitați cum îi ratez. Nu am poziția care trebuie. Ce mi-e și asta un pic? Ia. Și mă enervează și... Aoleu, chiar nu-mi luai ochelarii. E, las așa acum. Era și tocul de ochelari în față. Bă, uite că aici găsirem un pic de chestiuni. Băi, e mare peștera, dar e urât făcut așa, nu știu, nu... Ia uitați-vă. Câte o văgăună din asta așa, coboară în jos. Iar urcă, iar coboară, nu știu, nu... E urâtă. Mai bine mergeam, dacă știam că e așa din prima, nici nu mai veneam aici. Bine, că găsirăm ceva iron, nu e atât de rău. Dar nu-mi place mie, efectiv. Dacă nu-mi place, nu-mi place. A, e! Dar n-avem încotro momentan, că alta n-am găsit. Și să mă apuc să sap acum în joc, să spargă iar. Mamă, să vedem cum găsesc eu drumul. A, e! Măcar bine că acum am pus torțe, că dacă aveam chestia aia, parcă văd că nici torțe nu puneam, uitam să pun. Și chiar că nu mai știam. Măcar așa de bine de rău văd pe unde storți, înseamnă că am fost. Și mă duc pe acolo. Bine că acum, sincer, sunt torțe cam peste tot puse de mine, dar... Asta e partea de un. Noi chiar la ce asta suntem? Bă, la stratul 16, nu suntem atât de... Adică suntem destul de jos. Mă așteptam să fim ceva mai sus, nu știu de ce. Ia. Dar coborâm acum mult, cred. Cu chestiunea asta, cu bucățica asta. Bă, și nu suport apa asta, frate. Deci apa asta te omoară, mă. Am, gata. Altă bucățică. Terminată. Hai da, hai da, scapă de apă. Bun, ia să vedem. Deci pe aici am fost, da, și se închide. Mi se pare că pe sus, pe undeva pe aici. A? Asta e alta asta și cred că e lavă ceva. Bă, nu e lavă. Nu mai avem torțe, o să trebuiască să mai luăm niște cărbuni. Că nu mai avem nici cărbuni, decât vreo 4, nu știu, 4-5 cărbuni, că să avem 5. Altele, vezi? Sau vedeți? Că sunteți mai mulți, fraților, sunteți mai mulți voi. Lavă. Dar n-am apă. Aș fi vrut apă, cine știe, poate găseam vreun diamant, cum am făcut data trecută. Bine, aș putea să sap pe lângă, dar nu mă risc. Nu vreau să mă risc să-mi pierd, iar acum am și armura de diamond la mine, pe mine. A, chiar bă, eu aveam armura de diamant. Cu asta chiar că n-am treabă, că ziceam de ăla, de fraierul ăla, de... Cum îl cheamă? Enderman. Nu mă mai bate ăla acum. Nu m-a bate el pe mine, de deci cel pus e fix pe ăsta, pentru că pe ăstea ar trebui să le luăm pentru moment. Așa cum v-am spus, o să avem nevoie de ele. Și nu avem nici ăsta să ne dea mai multe. Iute ce? Ie! Bă, lasă-mă! Vrea să și bea, să nu-mi dai cumva poison. Bă, dar moare greu, fraierul. Voia să-și bea poțiunea de regenerare sau de viață, cred că instant health. Nu știu, poțiunea de regenerare parcă e Rozalie. Să zic, nu mai știu sigur. Bă, hai că aici parcă găsirăm ceva mai mult, Iron. Mi-e așa mi se păru. Acolo la început văzurăs când intrarăm în peșteră, mai nimic. Deci chiar seacă rău. Aici văd că își mai reveni. Ia, cât avem?
Aproape 200 cu ei. Hai mă că e bine. Mă plânsă eu, dar nu e chiar atât de rău. Mă plânsă cam degeaba. Pentru că acum văd că găsim. Și e mare, măcar e mare. Bine, într-un fel s-ar putea să fie rău, că e mare, că mă pierd în ea, dar... Știți ce o să fac? O să pun niște... Ăstea de lemn, ceva, ca să știu... Să știu, bă, frate, pe aici am fost, știți? Uite, de exemplu, aici. Un ăsta de lemn, frumos. Mamă, o să mi se termine târnăcopul. N-am făcut decât unul, că n-am mai găsit. Am coborât acolo un pic la gura peșterii, ca să zic, da, n-am mai găsit nimic. Bă, ce... Pe unde era, mă, aia? Pe aici, cred. Ie. Ce fac, mă? Apăsai pe 2. Așa, cred că pe aici am coborât, da? Da, pe aici, prin găurica asta mică. Nu mai am... Mamă, dar eu mănânc pâine, frate, trebuie neapărat să-mi fac fermă, fraților. Că e nasol fără fermă. Că stau și mănânc la pâini. Și bine, nici n-am foarte multe, aia e chestia. Aici, mă, parcă mai găsisem eu niște iron, dar plecai că mă bătui cu mobii aia. Cu scheletul și ce mai erau. Asta cred că se înfundă destul de... Otelia! Vorbești serios? Mamă, dar nici nu știu dacă să le iau, dar bine, până fac eu enchant și pun să-mi pice și ăla. Durează ani de zile. Bine, ani de zile nu, dar oricum. Să vedem și câte sunt. Că dacă sunt puține, cu atât mai mult. 3, 4, 5, cred. Dacă mai ieși aici unul sub, sunt 5. Bă, 5, e bine. Dar mie că le pierd după nu mai știu pe unde sunt. N-are rost. Cred că le iau, fraților. Le iau, nu mai stau. Că nu știu dacă... pe ăsta poate să-ți dea pe târnăcop. Știți? Acum de la Toolsmith. Dar nu știu. Chiar nu știu ce... Ce o să fie. Deci dacă nu ne dă, poate ne dă eficiență, poate ne dă altceva. Știți că pe single player era, îți dădea târnăcopul ăla de iron cu... Și l-am făcut noi, bine, că nu avea foarte mult la început, dar... Aici cred că s-au schimbat treburile, adică 100% sigur s-au schimbat. Hai mă că le luăm, băga mi-aș piciorușele. Oricum, e foarte bine. Nu, nu, chiar nu mă așteptam. Am uitat că suntem... A, uite, erau 6. Au fost 6 diamante. O trăia. Băi, e foarte bine. Foarte bine, chiar nu mă așteptam. Dar suntem la distanța potrivită. Practic acolo sunt vreo 13. 14, 13. Bă, pe la 14 le găsirăm, de fapt. Că mai erau și sus. Erau chiar la 15. Da, mi se pare că așa. Sunt pe la între 16 și nu mai știu cât. Bă, e bine. Chiar e bine. Nu... Nu mă așteptam. De-aia probabil nici n-am avut cine știe ce reacție. Că nu mă așteptam să le... Ah! Mi se termină, de fapt, nu mi se termină încă, dar mi se termină și târnăcopul. Mai luăm câteva astea de iron. Mă, dar unde e fuca mea? Yeah! Bă, vorbești serios, mă? Mamă, pe ăștia nici nu cred că pot să le iau, să-mi bat piciorușele. A, ba da, pot. Pot că mai am un târnăcop. Un pic spar doar. Asta s-ar putea să fie doar două, ha? Ba nu, trei. Trei? Cred că sunt doar trei. Dar oricum, frate! Mă, dar au început să fie mai sus diamante? A, ba nu, suntem la 13 pe aici. Oricum, deci nu prea am găsit... cred că s-a schimbat ceva. Înainte știți foarte bine că nu prea mai găseam în mină, găseam mai mult pe lângă lavă ce mai găseam, dar în mină, așa, efectiv, pe jos, n-am mai găsit de mult diamante. Ia uite, bă, și eu ziceam că ia uite ce nu-mi place mie mina asta. A început să-mi cam placă, să știți. Bine, acum nu mai am târnăcop. Bă, chiar a început să-mi cam placă. Deci cât luarăm până la urmă? 10? Nu, no, nu, no, fără doar 3 diamante, da, e, doar 3. Mai fac și figuri. Bă, fu o expediție chiar reușită, aș putea spune. Deci chiar reușită, era bine să iau și astea. Aici 13, aici nu mai avem cum să găsim că deja urcă mina. Dar au fost și destul de apropiate oarecum, ați văzut? Că nu e distanță, ba, e ceva distanță, adică poate să fie și foarte, foarte aproape, vă dați seama că nu e... Depinde cum se spamează, poate să se spameze dacă ai noroc sau așa, și una lângă alta, vă dați seama. Nu știu, probabil una lângă alta vor avea ceva asta să nu poată să se spameze, dar e vorba de noroc aici, e vorba de randarea mapei sau cum se numește ea. O să fie nasol că aici, acum nici măcar nu m-am târnăcop să sap dacă vreau să mă urc undeva sau chestii. Și nici nu știu dacă mai găsesc drumul de ieșire. A? Pe aici, parcă să zică. Pe unde am luat omul? Pe unde am venit noi aici? Pe aici? Nu, nu pe aici, clar nu pe aici. Pe aici? Să fi urcat așa în sus? Mă iau cu vorba și nu mai țin minte pe unde vin, frate, și mă enervează chestia asta la mine.
Că chiar mă iau cu vorba și nu mai sunt atent la drum. Știți? Dar trebuie să găsim o asta care se duce tot în sus, tot în sus. Și cu torțe, eventual. Ia uite-le ea, că nu avem cum să săpăm pe aici. A, uite mă, aici a avut canionul ăsta. Mi-aduc aminte de el. Deci, probabil, hai că a făcut treaba sebică. Dacă mai cădeam un bloc mai încolo, era și mai bine. Ia, parcă pe aici am venit, pe undeva. Ha? Pe undeva, pe undeva. Nu, pe aici e canionul. Ia. Aici? Cred că pe aici. Pe aici. Hai că fac treaba, nu. Se pare că se continuă. Și pe aici nu am fost. 100% n-am fost. Aaaa! E mare și are multe bifurcații. Asta... Porcăria asta de mină. Bine, porcărie, că am găsit o grămadă de diamante, ea se merită. Nu, mă învârt în cer ca prostul. Mă învârt în cer, nu e pe aici. Nu e pe aici, sigur. Hai bă, ci... ia, acum nu mai explodați când voiam eu să explodez, nu mai explodezi. Ia, hai, explodează, tempul mei. Bă, în lag. Chiar în lag. Hai mă. Hai mă, vreau să omor ăla, că mai trebuie o sabie. Așa. Bine, totul pe ăsta l-o omor mai repede. Of, ce mă supără. Deci mă tot plim pe aici, dar mă plim degeaba, că nu e bine. Ia. Mergem în sus pe apa asta. A, pe aici să fi venit noi? Nu mai țin minte. Da, măcar se duce tot în sus, tot în sus. Deci e mai bine. Da, că s-ar putea pe... A, fix pe... Mă, pe aici am coborât noi, atât de rapid? Ciudățel. Un pic am ciudățel. Bă, eu sper că nu... Nu, nu sunt omorâți de Iron Golem, cred ăștia. Nu cred că se spam... Bă, dar se spamară înseamnă. Bă, acum să nu mai conteze. Că văd că sunt spamate și sunt spamate destul de multe. Tu de ce dorim, bă, fraiere? Cred că acum s-a făcut dimineața, de fapt. A, acum se crăpă de ziua. Se crăpă de ziua. Mamă, dar sunt ăștia, bă, bă, câți Iron Golem, bă, aveți nevoie voi. 1, 2, 3, 4 și mai e unul în partea asta, da? Că-l văzu eu. Nu cred că a ajuns să el atât de... Aha, hai că se pus o ploaie. 5? Da, deci 5. Erau 4 înainte. Când pleca eu erau 4. Acum sunt 5. 1, 2, 3, 4, 5, da. Bă, e bine că acum se mai împart și ei, știți? Sunt mai apropiați unul de altul și nu mai mor villagerii ca proștii. Haideți să facem un fel următor, băgăm colul la noi în furnăleș, în ăsta Blast Furnace, că ăsta le face rapid. Ba, iete că cărbuni, bravo, se pică. Cărbuni nu prea luai mulți. Și mi-ar cam trebui. Dar nu știu dacă se duc și mai repede cărbunii, sau doar se fac mai repede astea minereurile. Ia să bag diamantele, unde aici le avem. 9 diamante, bun. Ăsta l-avem pe tot, practic, e de diamond, cu ăsta nu mai avem ce negocia. Cu ăsta o să mai avem de negociat. Ăsta nici nu știu de ce s-a făcut, de fapt s-a făcut că am mai pus eu un composter, că la composterul ăsta al nostru de diamond, ăsta, fraierul ăsta, nu voia să se ducă. Nu știu de ce, avea probleme. Păi da, se pare că ies și pe ploaie oamenii. N-au ei stres de așa ceva. Le-am mai pus paturile alea, deci o să mai facă cartul ăsta, nu e cartograful, de fapt e bacer, ok, n-am nevoie nici de tine. Unde ești, mă, Mason ăsta? Unde e toolsmith-ul? Mă, toolsmith-ul ăla nu e foarte sănătos. Mi se pare că aici ar trebui să fie, mă. Parcă aici l-am găsit, aha. Pustiu. Bă, unde e toolsmith-ul? Bine că momentan oricum nu am iron-ul. Ca să-l evoluez, ca să zic așa, dar nu mă enervează că nu-l găsesc, mie că muri iar. Nu, spune că muri iar, că deja mă enervează. Că l-am făcut de două ori, l-am evoluat la... Level 2, cum ar fi, și bă, ăla e cel mai greu, că trebuie să iau o grămadă de alea de piatră. Eu cum mai vin o dată. Ce faci, fată? Da, filmez. Ce mi-ai? Încărcătorul, că nu știu unde, mi-l luăm mie, mami, și nu știu unde. Bine, ia-l. Da, așa a făcut. Da, vezi că stai cu... Ai grijă, că o să-ți stici până la urmă. Ce stric? Stai cu ăsta, cu roata pe încărcător. Stăteam cu roata pe încărcător? Da. Pe ce caută încărcătorul la roata mea? De la scaunel. Nu, de ce nu-l găsesc pe bântuila ala? Dar trebuie să fie...
Adică avem destui villager, ar trebui să se facă, deci efectiv nu-l găsesc. Ăștia din ăștia doi ar trebui să se facă unul măcar. Din ăsta. Tu ești, mă? Ah, ia uite-l, mă, Toolsmith-ul. Mă arată ciudat. Ne, în orice caz, n-are și el niciun petic, n-are nimic ăsta. Bine că nu am. Dar o să-l fac repede, ia stați un pic. Se mai făcură, mă? Da, oho, oho, și încă cum? Ia, vină încoa. Toolsmith, tu ești, mă? Da, tu ești. O, bă, nu mai fugi de mine. Că îți dau chestii bune. O treia. Imediat, fă-i level, să vedem ce ne dai. Ce ne oferi nouă acum? Un rahat de turnăcop. Oho, un rahat de turnăcop, dar ia uitați ce ne... Când ne crește rahatul de turnăcop. Avem, dar nu avem la noi. Mă, dar chiar nu, eu nu-i dădui ăstuia fraierului. A, bă, dă-i, dă-i. Așa. Și o să iau... Două, un... Bă, ia... ăsta mă minte, ia uitați-vă și voi. A, cred că următoarea, mă, la următoarea o să fie așa. Bă, nu, uite că la asta mi-a două. Ce porcărie. E bug. E ceva bug. Ia, ho, fraiere, ho. Că m-am nevoie de tine. Pe un diamond, un emerald, asta nu se merită clar. Și Toolsmith expertul... Mă, da, ce, nu mai... De ce nu dă nimic pe el? Bine, cred că nu am de-astea, de-aia nu-mi dă nimic. Am breaking 3, bă, nu e rău. Diamond X-ul ăsta. Dar nu, s-ar putea să nu mai am eu ce am nevoie. Hai că o să facem în felul următor. Ia. Yeah. O să băgăm și ce mai e aici. Și o să-mi iau mâncare, în primul rând. Trebuie să fierb cartofi din aia, fraților, să-i coc. Să fac cartofi prăjiți, că sunt buni pe cartofi prăjiți. Mă, ce ăsta, n-are mână? What? Ah! What? Bă, ce? What the fuck? Bă, voi îl vedeți pe ăsta? I-am făcut și poză. Mă, ce avea asta? Eu zisem că e buguit ceva, dar nu cred că era buguit cu aia mână. Ha? Nu știu ce să zic. Îi aruncă cineva o floare. Ce, bă, tu ești? E îndrăgostit, bă. Iron Golem e îndrăgostit de villagerul nostru. De fermier. O treia. Ciudat. Să fi fost bug? Adică avea floarea mână. Ce bug e ăsta? Ciudat. În orice caz, bă, dar uite, ce luai, mă? Luai câteva astea. O să iau și eu pe toate. Mai am și emeralde dacă mă înșel, da, 24, 2 stack-uri de ăștia, că mai multe nu consum, ca să zic așa, și wheat-uri. Bă, wheat-urile ăștia se duc cam repede, că se fac mult mai mulți morcovi decât wheat-uri și wheat-urile se cam duc repede. Bine că îmi ia și mai puține, dar nu cu mult. Și ăsta, scârbosul ăsta, deci l-am bătut odată, dar l-am bătut din greșeală, fraților. Și de atunci, uitați că îmi cere mult mai mult pe ele. Deci e cam scârbos. 37 de emeralde, pot să mă duc să-mi iau târnă ăsta, toporul. Și cred că îl fac și level, dacă îi mai dau niște iron, niște nebunii, îi mai fac un level. Ca să ne scăpăm o dată de ei, știți? Să putem să ne luăm și noi alea ca lumea. Tu ești, fraiere, tu ești. Dar ce mi-ai închis ușa în nas? Că am să-ți dau chestii bune. Autele, ia, și-mi dă mult la asta, oho, ca lumea. Ia, două astea, trei. Bun, adică 12, cum s-ar zice. Bun, făcut și level iar. Ăla e, bă, eficiență 2, am breaking 1. Nu e cine știe ce, dar e mai mult decât unul normal. Ia, e master. Păi și ăsta nu trebuia să-mi dea și lopată. Sau s-ar putea să-mi dea ori topor, ori lopată. E posibil, nu zic nu. Dar nu vrea. E buguit. Trebuie să practic 18. Că vedeți că face figuri. Îmi trebuie 18. Păi hai că îi mai dau 3 alea de iron. Aia e. Ca 1, 2, 3. Ca oricum îmi cere puțin pe ele, practic. Și o să iau... Ăsta e. Ăla e, tata. Mulțumesc. Mi-a făcut plăcere să fac afaceri cu tine, băiatul. Este totul bine, totul frumos. Bun, avem și noi acum târnăcop de diamant. Sparge și ăsta mai repede, mă gândesc. Adică, oricum, are și eficiență 2, deci ar trebui să spargă oarecum repujor. Ia. Îl testăm. Avem aici și niște cărbuni, să-l testăm și pe... Sparge... Sparge bine. Sparge repejor. Tu ce mai vrei, bă? Bă, dar m-am săturat de voi, frate. Și acum mai și explodez ca prostul. Când nu trebuie. Ia întâlnă. Ăla e ultima lovitură de grație. Așa, să vedem cum sparge asta. Se vede că sparge mai greu... Mă gândeam că poate e diferența mai mică la târnăcop de diamond sau alea. Mă gândeam că poate, știți, fiind din piatră și ăla, e normal să spargă mai greu cărbunele și poate își revine când evoluează ăsta târnăcopul, dar se pare că nu. Sunt curios dacă uneltele de gold sunt tot așa foarte proaste. Bă, ăștia, pe ăștia îi plouă, fraților. Îmi pare rău de ei.
Bă, dar se ascund cumva de ploaie sau mi se pare mie? Cred că mi se pare totuși. Ia uitați, mi-am făcut toier. De fapt, cred că vă l-am făcut cu voi. Măi, ia să vedem. Ce mai avem noi de făcut? Deci, meeting table avem. Ce mai este, mă, pe aici? Nimic. Cartography table o să avem nevoie. Putem să-l facem destul de rapid, se pare. Fletching table, iar la fel. Deci ne trebuie două astea de flintă pe care mi se pare că le avem. Și ce mai este de făcut? Mai e cauldron, iar la fel trebuie să facem. O și fac atunci, dacă tot îl avem aici. Campfire-ul ăsta mi se pare că arată șmecher, dar nu cred că faci mare lucru cu el. Ia să vedem. Să facem și... Bă, ia stai, că îi pun ăstuia aici. Că se pare că e unul... Hai mă, ce fac, nu sunt în stare să intru pe ușă. E un fraier aici? Ia. Ar trebui să se facă unul din ei. Bă! Făceți-vă, bă, ăsta. Sau s-o fi făcut altul mai de afară. Cine știe, că sunt mai mulți. E posibil și asta, nu zic, nu? Dar nu știu cum arată fraierul. Bă, dar se întâlniră ăștia la Taifas, nu glumă. Butcher, nu știu. Trebuie să se facă. Știu că se face ceva din cauldron ăsta. A, stați că am asta pornită. Cauldron. Leather worker. Din cauldron. Cică. Și leather worker-ul chiar e bun. Știți de ce? Pentru că v-am spus eu sau nu, nu știu dacă mi se pare că am spus pe ăsta al lui Andrew, pe clipul lui. Leather worker-ul la sfârșit îți dă șa. Deci e chiar super. Pentru că putem să avem câte șele vrem. Șei. Tot aia. Bine, nu e tot aia, da? Ia uite ce și aruncă ăștia. Bă, dar încă se iubesc, fraților. Deci o să mai mărim un pic, să mai facem că până nu avem măcar unul din fiecare, na, nu e foarte măcar să avem unul din fiecare, știți? Bine. Pe parcurs poate o să băgăm mai mulți. Ia uitați-l, mă, s-a făcut ăsta, leather worker. Bine, o să fie nasol de mulțit ăsta. Oleliu, și încă cât îmi ia? 5. Da, bine, că o să-l facem, cred că, mai mult cu ăsta decât cu pieile. Ba, de fapt, dacă îmi iau văcuțe, că și așa am nevoie pentru cărți, îl facem. Nu sunt curios să văd cât de mult crește, dar ar trebui să crească mai mult. Bun, băi, haide că deja s-au strâns mult. Oho, 27 de minute, băi, ești nebun. O să oprim, fraților, aici acest episod. Nu uitați să vă abonați și să dați și voi un like ușor acolo dacă v-a plăcut acest episod. Și noi o să ne vedem ca de obicei data viitoare. Vă pupic. Pa, pa.